Printre fake news-uri, luat bani de la partide și dezbateri inutile despre pensii, televiziunile din România au o boală specifică. Odată la câteva luni le pică pe câte o categorie socială. Uneori aruncă reportaje genante despre oamenii străzii, uneori vor să întoarcă tot poporul contra celor care iau 3 lei din ajutor social, uitând că cea mai mare parte din bani se fură efectiv prin toate manevrele făcute de politicieni corupți și uneori, odată la câteva luni, vin cu deja celebra știre, citez, tinerii nu vor să muncească. Generația cheltuitoare, așa e supranumită generația Z, adică tinerii de până în 24 de ani. Pentru că nu sunt mulțumiți cu banii pe care îi câștigă, nu se străduiesc să îi mai strângă pentru o casă, așa că îi cheltuiesc pe haine și în oraș, așa arată studiile. Psihologia avertizează, comportamentul lor va crea probleme pe piața muncii. Planul tinerilor de astăzi este, de fapt, să nu aibă planuri. Trăiește clipa, pare să fie motoul generației Z și când vine vorba de finanțe. Până la ultimul leu de pe card pentru haine de firmă, vacanțe, accesorii de lux sau ieșiri în oraș. Generația Z nu pare că se gândește foarte mult la viitor, așa că achiziția unui mobil, de exemplu, este prea departe de a fi îndeplinită. Datele arată că peste 2 milioane de tineri din România stau în continuare cu părinții, câștigă prea puțin sau chiar deloc, așa că banii pe care îi iau îi investesc în plăceri imediate. Indiferent de cât câștigi, dacă îți faci un obicei sănătos de a pune bani 50 de lei, 100 de lei, 500 de lei, cât îți permis tu, cel mai bun aliat al tinerilor este timpul, că au timp suficient și să testeze lucruri noi și să înmulțească acei bani pe care îi pun câte puțin în fiecare lună. Da, Timp suficient. După 9 ore de muncă zilnic să vezi ce timp suficient ai în 48 de ore de weekend. Puneți voi 50 de lei pe lună deoparte. În 12 luni o să aveți bandă un grătar de revelion. Dar un grătar mai modest așa cu niște mici de la penii, o bere și cam atâta că nu ne întindem, ok? E criză o criză permanentă. Ca tânăr care muncește 10 ore pe zi, îmi vine să-mi bag organul sexual masculin în ele de televiziuni. Dar hai să discutăm civilizat și să le explicăm acestor trusturi de presă care, vorba aia, sunt practic cei mai mari influențări din țară, cum e de fapt treaba asta. Civilizat și cu argumente, nu cum o fac ei, uitând să specifice chestii. Au fost o grămadă de reacții la acest reportaj de la Observator. Ca să nu pară că sunt bias, înainte să discut eu despre asta, o să vă arăt ce spune cineva care nu e din generația Z. Generația Z nu pare că se gândește foarte mult la viitor, așa da, că... mi se pare absolut cretinoic și lipsit de sens această propaganda faptului că tinerii din generația Z nu vor să muncească. Am interacționat cu zeci de astfel de tineri și niciunul nu mi-a spus... Că nu vrea să muncească. Dar vă spun eu ce vor acești tineri: nu vor să muncească sub un șef autoritar și totalitarist. Nu vor să fie angajați pe o poziție și să facă munca pentru trei. Nu vor să fie abuzați emoțional, nu vor să muncească pe salariu minim pe economie 16 ore pe zi și nici nu vor să aibă salariu motivant într-o echipă dinamică. Ce vor de fapt acești tineri? Vor program flexibil, vor transparență, vor programe de dezvoltare personală, vor să știe de la bun început ce trebuie să facă și pe câți bani și câte ore. Atâta vreme cât tu, ca antreprenor sau proprietar, de firmă, nu te vei adapta la nevoile pieței și aștepți ca piața să se adapteze la nevoile tale, nu vei avea decât de pierdut. Știu, era mult mai ușor cu generațiile obediente care acceptau a, absolut orice pentru un loc de muncă și care nu-și cunoșteau drepturile. E greu cu acești tineri pentru că e provocator și pentru că negocierea cu ei nu este ușoară și atunci nouă ne este mult mai ușor să spunem că acești tineri nu vor să muncească. Nu cred că se poate adăuga nimic aici, doar aș atrage atenția domnilor jurnaliști profesioniști că ar putea. Să se uite la câți români pleacă din țară Și că efectiv avem cam cea mai mare Rată de migrație din Europa Diaspora e imensă, toți avem membri de familie și prieteni plecați Culmea că și televiziunile ne tot dau știrea asta Și vorbesc despre numărul imens De români care pleacă. Păi bă, tu în capul tău de jurnalist prăjit. Nu poți să faci o legătură simplă. Românii pleacă pentru un trai mai bun și salarii mai mari, da? Înseamnă că nu au fost destul de mulțumiți în România, nu? Atunci, când ai o generație Z crescută cu părinți plecați și care aud de când sunt mici povești despre cum adulții sunt prost plătiți și bajocoriți de patrona și corporații pe la muncă, ce se poate întâmpla? Cam ce ți dă? Surpriza mare! Cresc pretențiile salariale și se discută despre condiții de lucru mai bune pentru că nu sunt mulțumiți cu banii pe care îi câștigă, nu se străduie să îi mai strângă pentru o casă, așa că îi cheltuiesc. Să mă bunul Dumnezeu, dar nu mai suport să aud chestia asta. Faptul că noi ca generație suntem, vezi, doamne, diferiți față de toate generațiile de până acum, care erau harnice și muncitoare, noi vrem să murim de foame, practic. Și mă amuză că pentru aparent foarte mulți oameni este mult mai plauzibil să fie explicată chestia asta printr-o mutație genetică generațională decât prin faptul că sunt salarii mai mici și costul imobiliarelor este stupid de mare. Încă v-ați vedeți cât câștigă un medic rezident care este medic, vezi doamne, și are 6 ani de facultate plus 12 ani de școală, 3500 de lei. Pe cu 3500 de lei ca să nu mor de foame trebuie să nu ies din casă. Ca să-mi permit chiria și șervețele, ca să am cu ce să mă șterg și mâncare. Efectiv, cu să lei nu pot să fac nimic. Doamne, ferește de vreun hobby sau să-mi cumpăr haine și mei. Și fix oamenii de 35 de ani, 40-45, care ne critică pe noi, au făcut același lucru. Dacă vă uitați la studii ce s-a întâmplat în timpul pandemiei, au făcut același lucru. Cumpărau chestii luxury, dădeau pe divertisment. De ce? Pentru că era o perioadă incertă. Și asta facem noi ca oameni, când ne simțim absolut oribil și ne e frică și nu știm ce se va întâmpla cu viitorul nostru, vrem să ne simțim nu atât de oribil, așa că dăm banii pe a ne simți mai puțin oribil. Nu sună stupid că am explicat atât de ca la proști, dar aparent e nevoie. Și, din nou, nu înțeleg cum nu este explicată ca o chestie umană, că vezi, oameni, oamenii au comportamentul ăsta în urma unui mediu în care stau și explicată ca o chestie generațională. Domne, ne-am ne născut noi diferiți. Cu salarii de sub 1000 de euro, pentru că la 25 de ani nu sunt mulți care câștigă peste 1000 de euro dacă nu lucrează în Nu-mi permit să fac nimic. Ce să fac? Să strâng bani 20 de ani să-mi iau un apartament de două camere în București sau în Cluj? când nici măcar nu știu dacă o să mai vreau să stau în același loc sau ce familie o să am. Sau să devin sclavul băncilor, să-mi iau credit la bancă când se întâmplă exact același lucru. Nici nu vreau să intru în discuții despre case, că m-aș prea rău. E o mișcare criminală, zic eu, s-a tu generația Z că nu-și strânge bani pentru o casă sau apartament cu salarii de 700-800 de euro pe lună în cazuri bune. Că majoritatea calculează la nivelul de București, unde trebuie să ajungi la 5.600 de lei pe lună pentru un trai decent. Dar gândiți-vă că prin țară nu e așa, tati. 3.000 de lei e salariu mare. Majoritatea retailerilor țin angajații cu minim pe economie și targete de vânzări. Sigur sunteți pe aici angajați de la firme tip magazine de electrocaznice sau de astea de telefonie. Dacă nu-ți faci targetul, nu prea mănânci. Din minim pe economie plătești o chirie și cam atât. Sau o stai cu părinții și o duci așa de la lună la lună, abia te trăgâni. Mâncare și poate o geacă nouă. Poate. Dar care e problema? Că și acolo e judecat că stai cu părinții și culmea ne-au lucrat ăștia așa de tare la creier că ne luăm la debate între noi dacă e normal să stai sau nu cu părinții la 20-21 de ani când abia ieși dintr-o facultate. Cum să strângi bani de casă? După cum spune presa din România, pui bani pe bani așa. Și 1000 de lei dacă strângi lunar faci avansul pentru o casă în cât? În 4-5 ani. Nu-ți permiți nici să strângi dodacea ce era cu vorbim noi de casă. Am înțeles. Am varianta să fac credit la bancă cu do bandă variabilă pe 35 de ani să mor datorii. Bine mai Antena 1 și ProTV, așa zi? Noi vorbim de strâns bani de casă când o pereche de Adidas cei mai basic, ca să nu mergi cu Adidas rupt, e 15% dintr-un salariu. Ești din supermarket cu jumate de coș și dau 500 de lei. Pe mâncare din asta, super procesată și ieftină, nu vorbim de delicatesori. Culmea că și ei prezintă treburile astea la știri, dar cumva subit uită când e vorba de generația Z. Apoi vin și se întreabă de ce nu fac românii copii? Da, aia e altă discuție, la fel cum mai e și discuția că majoritatea facem ceva ce nu ne place. Mergem acolo la jobul care ne omoară creierii și pe lângă asta dăm și de șeful ăla care trage pe angajat să arate bine în fața directorilor să mai mănânce și el ce mai pică de sus. Faptul că toți merg la job cu scârbă e ceva așa normalizat că nici nu se mai discută despre asta. Ajungi să urăși să faci pizza? Da, bineînțeles. Păi fac 300 de pizza pe zi. Cât câștigi pe lună? 4.000 de lei. Cât consider că ar trebui să aibă un român pentru a se descurca într-o lună? Oh, oh, oh. 6.000 de lei. Păi eu îți spun povestea mea, adică eu am doi copii și cam atât mi-ar trebui să mă ajung cu banii. Și te descurci cu 4.000? Nu, nu mă descurc. Am venit de 6.500 de lei, pe total, împreună cu soția mea și nu, nu ne descurcăm pentru că sunt foarte scumpe, absolut tot. Cum este să fii tată? E superb, e cel mai frumos sentiment din lume. Par foarte tânăr, câți ani 23. La 23 de ani, doi copii? Da, vă arăși buletină. Și cum este să ai doi copii la 23 de ani? Cum să fie? E și frumos, e și greu în același timp. Responsabilitate. Acasă să-i faci soției pizza? Nu. De nu ce? Să fac pizza. Păi fac 300 de pizza pe zi și s-ar spune, asta e, așa a fost mereu. Poate, dacă aveam parte în școală de ceva consiliere pentru orientare profesională, ce mai mâncam eu rahat în clipurile trecute, alegeam dracu' în domeniu să ni se și potrivească. La fel, se ajunge și la discuția cu meseriile, că majoritatea tinerilor nu mai aleg o meserie. Poate e și pentru că nu știu despre ce dracu' e vorba, pentru că nu le prezintă nimeni în școală nimic legat de diverse meserii și la facultate, cel puțin jumătate din practică se face la mișto. Eu personal nu țin minte în 2 ani de școală să-mi fi prezentat cineva vreo meserie cu beneficiile și șerințele ei. Am ieșit paletă, învață materia asta și când ieși din școală, baftă descurcă-te. Ideea asta din presă e susținută și de anumiți influencer care te îndeamnă să-ți iei două joburi să nu mai fi leneș, în timp ce ei n-au fost angajați în viața lor, la un patron. Și nici măcar nu mă refer la Dorian Popa aici. La 16, la primești... la 16 ești gata, poți să conduci, poți să duci la muncă, nu ai niciun fel de treabă, poți să muncești la 7 ani. Da, da, te bine, te bine. la 18 te da, trimite. mai cu familia, că trebuie să-ți Nu înțeleg generația asta de -a acum care, știi, vin toți la interviu și spun, câți bani îmi dai? Dar nu întreabă ce trebuie să fac. Întreabă și cât ar trebui eu să muncesc și câți bani îmi dai și, în fine. Aveam job la o, un ziar, mai lucram și la o agenție de turism după amiaza, mai făceam și articole pentru o altă publicație ca să reușesc să adun bani și să pot să... Nu mi s-a părut niciodată greu. Trebuia să fac. Viața nu e ușoară. Și viața de cele mai multe ori îți în cale foarte multe piedici. Dar, așa descoperi, de fapt, cât de tare ești. Noi nu mai primeam salarii de vreo șase luni. Mamă! Și toată lumea zice: Cum, cum stăteați? N-aveai unde te duci. Unde te duceai? Și exista întotdeauna această promisiune: O să vedem salariile săpna viitoare. Cu care este incredibil astăzi, dar noi trăiam. Ce e mai culmea cool, e că discuția asta se poartă de 100 de ani și nu exagerez cu nimic. Există o colecție de articole din ultimii 100 de ani în care acest domn ne arată cum în fiecare an au existat articole de genul în presă: 2022, 2014, 2006, 1999, 81, 79, 69, 40. Nobody wants to work anymore tot tipul acesta de propaganda a presiei a împins aceste informații stupide fără să se ia în considerare detalii. Fiecare generație e îndemnată să creadă diverse lucruri false despre generațiile dinainte și cumva dispar din context cele mai importante probleme. Și totuși, uite-ne aici în 2024 unde trebuie să stea lumea pe internet să le explice unor televiziuni ca la copii, efectiv, generația cheltuitoare. Da, așa este. Este vina noastră că avem salarii de căcat ca tineri, pentru că toată lumea caută oameni tineri cu experiență de 45 de ani în spate de muncă. Ne cerem scuze că efectiv toată lumea dă salarii de căcat numai ca să facă ei bani mai mulți. Ne cerem scuze că nu avem toți părinți bogați ca să avem afaceri și businessuri ca să facem bani mai mulți de strângem de casă cum ar veni. Ne cerem scuze că nu avem toți familii care au terenuri și case și plin de bani ca să ne dea bani să cu case și căcaturi, ne cerem scuze că nu avem tot chef să-l muncim de la 8 dimineața până la 10 seara pe 25 luni pe lună. Na, ce să zic, cheltuitor mă, trei var familia voastră. Nu e, nu e problema că trăim într-o țară de căcat care efectiv e mâncătoare de bani și toți oamenii de la putere și toți oamenii plin de bani au o mega scârbă și o mega durere în față de tot ce înseamnă tineri și tot ce înseamnă oameni la început de drum, și fel de ajutor pentru oameni la început de drum. E vina noastră, mă, că nu strângem noi bani de casă, trăi familia voastră. Adevărul e că am făcut un calcul că într un salariu de 25 de milioane pe lună, după ce scazi cheltuieli și chirie și căcaturi pentru o persoană, îți rămân undeva la 50 de lei pe lună. Deci... Dacă e să punem deoparte 50 de lei pe lună, în vreo 450 de ani o să avem să ne cumpărăm o garsonieră în, în zona Rahova, cum ar veni. Și oamenii ăștia care zic, eu că m-am angajat, aveam 900 de lei salariu. Da, în 2009, fratele meu. Au trecut 15 ani. Când aveam eu 12 ani, era 50 de bani o franzelă. Cum să faci tu comparațiile astea între 2009 și 2024? Trebuie să fi tâmpit. Îmi pare rău, dar chiar asta e adevărul. Ce găsești în România la locurile de muncă medii, nu ne referim la cei care au vreo specializare aparte sau din domenii mai sofisticate. Vorbim de românul basic tânăr. Găsești joburi cu salariu motivant, care înseamnă ceva minim pe economie și bonuri, dar o să stai că ai nevoie de bani și n-ai de ales. Echipă dinamică. Adică toată lumea pleacă după 2-3 luni pentru că îi disperăm cu sarcini, dar avem alții care se înlocuiască pentru că aveți nevoie de bani. Multitasking, adică faci munca pentru 3-4 oameni, dar ești plătit cât pentru un part-time. Și program flexibil, probabil în ture și e flexibil pentru firmă în funcție de ce au ei nevoie, nu tu. Și cel mai toxic lucru după corporațiile și firmele care te sclăvesc sunt angajații care se laudă cu cât au muncit ei în condiții inumane, cât au stat peste program până au picat pe jos și cât au înghițit de la șefi. Și fac asta motiv de mândrie, gen glorifică munca pe nimic. Nu e normal așa ceva vere. Dacă te lauzi că ai băgat overtime până te-ai îmbolnăvit și ai picat pe jos și după critici niște tineri că vor salariu mai bun, Înseamnă că e o traumă, sindromul Stockholm ceva. Ipocrizia din mass media alimentează asta, pulmea, vorbind cu patronii. Gen aia care se plângeau vara pe litoral că nu mai au angajat sezonieri. Ei care îi plăteau cu doi banii, cazau în condiții insalubre și le mai dădeau și țeapă la final de sezon. Mă rog, ca în orice generație, da, avem și excepții. Da, sunt tineri care vor să se îmbogățească rapid vânzând cursuri sau sperând că dau tunul cu cripto. Asta nu înseamnă că toată generația vrea să fugă de muncă și să dea tunul cu ceva șmecherie piramidală. După logica asta, am putea spune, aducând date și studii, că generația de boomer e o generație de alcoolici. Că vedem barurile pline, mai ales pe la apsate, e una. E corect să generalizăm asta? Nu e corect. Sunt mulți alți factori care influențează fiecare generație. Economia se schimbă, vremurile sunt altele, problemele sunt altele. Dar, na, pentru câteva vizualizări, chiar și marile televiziuni profesioniste aruncă căcaturi să te facă să taci dracu din gură cu pretențiile tale și să muncești pe cât ți se dă, să nu mai comentezi atâta. Și în ultima parte a clipului ăsta vreau să vă povestesc o experiență personală de la primul meu interviu. După ce am ieșit din facultate, am încercat să fac eu schemă, mă vedeam freelancer. Am strâns 3-4 clienți acolo, mă rog. Nu era destul. Aveam de ales între a mă angaja pe un alt domeniu față de cel făcut în facultate sau să mă mut în București să o iau de la zero în domeniul meu pe un salariu din la mizerabil de începători, gen 2500 de lei. Am zis, ok, nu vreau București, nu mersi, stau în zona mea și îmi strâng clienți. Până atunci zic, hai să mă angajez. La ce o fi acolo, nu aveam pretenții. Depun CV, <gânt> depun CV la un anunț cu salariu motivant la un lanț din asta de magazine cu obiecte decorative, nu contează numele magazinului. Ajung la interviu cu o doamnă drăguță, o atitudine ok, salariu mic, dar personalul părea de treabă, era și aproape de casă, pentru mine era bine atunci. Mă anunță că am trecut de prima faza a interviului pentru postul de casier, da, interviu în două faze pentru postul de casier. Și urma să discut cu șeful mare, cu boss, managerul de zonă sau ceva de gen. Experiență mai dubioasă ca aia n-am avut în viața mea. Am urcat eu acolo la etaj unde ar fi trebuit să mă aștepte acel uh, manager. Și în jurul lui roiau așa foarte multe fete din astea între 25-30 de ani pe acolo. Băi, erau atât de panicate că tremurau și îl auzeam pe om din uh, partea cealaltă a clătirii cum țipa la el. Zic, băi, lasă-mă să vezi ce super interviu o să am eu acum. Vine la mine, mă bag într-o cameră din asta care arăta ca un fel de bara, avea o măsuță în mijlocul camerei, ziceai că sunt la interogatoriu. Vin uh, două, două, femei, foarte panicate, vine și ăsta, zice o română din asta foarte pocită, așa, nu-mi dau seama exact naționalitatea avea, dar nu era român și zice, No experiență! Afară! Afară! What the fuck, man? Am fost dat afară, dar am fost dat afară într-un stil fantastic. Și a început să urle la fetele alea în engleză pe acolo, după aia în altă limbă, nu știu ce era. Zic, nu se poate mă așa ceva, unde am nimerit aici? Și așa am fost dat eu afară de la primul interviu pentru că nu aveam experiență. Chestie care nu era trecută în anunțul de angajare și nu mi-a fost comunicată nici la primul interviu. Că dacă știam, nu mai mă prezentam, nu? Așa am fost luat eu la de un manager de zonă de la un magazinaj. La primul interviu de angajare din viața mea. Am zis, lasă un încă cadă treabă chiar așa. Și acum mai există magazinul ăla și când trec pe acolo, încă mai aud uneori cum murlă la ele, deci fetele alea încă stau și acceptă chestia asta. Asta e și mai îngrijorător. Ce să zic, poate ne mai deșteptăm noi. Baftă în România, la revedere!